pauza s-a încheiat. Aventurile cât casa continuă. Așa, noi sortare manuală a cărbunilor, două cupluri. Nu ne-am uitat în altă parte, n-am conștientizat că cineva a pus alea acolo. Asta trebuie să fie pentru noi. Așa a fost ea dată de la Dumnezeu, de la Maica Precistă, de la cine o fi. I-am dat judecătorului obiectele, le-am scos toate așa frumos, una câte una, să le vadă atent și să vadă și celelalte echipe dacă sunt prin preajmă, că noi avem obiecte, că noi despre noi credeam că suntem niște invincibili, cine mai are 20 de obiecte. Ajungem la judecător, ne-a explicat că trebuie să strângem 4 tipuri de cărbuni, un sac trebuie să-l umplem cu bucăți super mari, un sac cu bucățele mai mici, unul cu pietricele așa și unul cu aproape praf, nisip de cărbun. Of, lumea rea, blestemată ești! Măi, grande? Ce puneam noi, arunca nenea, stătea cu ochii pe noi, de n-am avut la nicio teză din viața mea, profesoară care să stea acolo, să vadă dacă copiez. Deci fix așa stătea, de parcă zici că îi stricam lui toată ziua. Ai, dă nostru! Simțeam ca atunci când maica mea îmi rupea foaia mereu, după când scriam urât, îmi rupea maica mea foaia. Nu, 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 asta e de fapt, după aia puneam dimensiunea. Nu, 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 pe aia dinainte, cum ți-am zis. Viața trece, totu-i trecător. Nu știu, ne-a dat această muncă, cine... eu nu blestem pe nimeni. Cine... să dea Dumnezeu! Cine ne-a dat această muncă de chinez, o să aibă de-a face cu mine în România, că aici pare că nu pot să aici pun n-avem, probleme nimănui. N-avem arme. Pe lângă noi trece la un moment dat Alesia cu o roabă, ea avea aparent altă misiune. Ne-a dat cu lopata în cap. Prin greșeală l-am lovit și pe George cu lopata în cap. Nu mi-am dat seama, am trecut mai departe ca să încep misiunea. Mă luat o lopată după ce... Nu glumă sau strategie, știi? I-a zis, luați. Aris, fii atent, cuvintul. Dacă îl în cap cu lopata și moare. Dacă îl omorâm, n-o să, o să fim cu, cu o echipă mai puțin. Și atunci... o să fim clar mai sus. Clar, clar. Aris, ce? Încep că trebuie să fie măcinat. Acolo am băgat. Nu mai scoate din ele, mâncați-a și cucul de la șapcă, că să moară Jaxana dacă nu mai arunca jumate din pietrele astea. Mă, nu le mai scoate, fițiar ăia ai tăi, nu le mai scoate să dea Dumnezeu să ai, nu știu, blestemele, George. De ce nu mai contesta, fă? De ce nu mai contesta? Checheres, checheres. Nu mai scoate din ele, că sper să te... împrăștia la noapte să mor. Doamne Dumnezeule Iisuse, nici cenușăreasa n-a avut viața mea. Ești plin? Nu? A, mamă, nu, te rog. Te rog, iar îmi scoți. Băi, băiatule, m-au luat nervii. Mi se părea frustrant că nu reușeam să umplu sacul ăla. În pauză, distracția continuă, alături de Casa Pariurilor.